regăsit la Observator. Trenurile au circulat aseară cu viteza melcului între București și Constanța. Întârzierile raportate de CFR Călători au fost și de 120 de minute. Angajații căilor ferate dau vina pe vreme și pe furtunile de component de pe raza regionalei. Călătorii însă spun că s-au săturat să facă un drum de 2 ore și jumătate în 5 sau 7 ore. Fie că au venit de la Oradea sau din capitală, garniturile de tren mai mult au stat pe șină decât au mers. Din Londra a venit cu trenul până în România. Și a făcut mai mult de la București la Constanța? Sau? De la graniță, de la Curtici până aici, am făcut de 2 ori mai mult decât a făcut toată Europa. Infernală. Păi, întârzieri enorme. Călătorii revoltați au suportat un drum de calvar până la Constanța. Unii spun că nu au avut nici căldură și nici confortul necesar. Dimineața am făcut 7 ore. De la București până aici? Da, am plecat la 6:30 și am ajuns la 1. Reprezentanții CFR Călători spun că vina nu le aparține și că vremea ar fi principalul motiv pentru întârzierile de pe traseu. Maxim astăzi au avut și 120 și 180. Din ce cauză? Păi din cauza vremii și din cauza instalațiilor. În următoarele zile, trenurile ar putea să aibă întârzieri și mai mari dacă vremea se va înrăutăți. Lacul lebedelor s-a transformat în Marea Lebedelor. 14 păsări au migrat mai devreme cu o lună din delta Dunării pe mare la Eforie Sud. Au ajuns pe litoral să se adăpostească de vremea rea, dar și în căutare de hrană. Imediat s-au transformat în punctul de atracție al zonei. Localnicii vin și le dau de mâncare și se bucură de peisajul pe care îl oferă. Specialiștii spun că este vorba de o migrație temporară cauzată de vânătorii care gonesc păsările din zonele de stufăriș și lacuri, acolo unde lebedele iernează. Lebedele au poposit în golfulețul din dreptul cazinoului din Eforie Sud. Nu a durat mult și zvonul a ajuns la urechile localnicilor. Pânică le dau, da? Să mănânc. Specialiștii spun că lebedele fug în această perioadă din zona deltei sau de pe lacurile cu apă dulce, în special din cauza temperaturilor scăzute și a lipsei de hrană. În această perioadă, când mai mulți oameni sunt liberi să se fi dus la partide de vânătoare și atunci foarte multe din păsări se sperie și se îndreaptă către regiuni mai liniștite, așa cum e coasta mării. Lebedele ajung aici de obicei în luna ianuarie, atunci când delta Dunării este înghețată. Numai că acum temperatura aerului a scăzut brusc și l-a făcut să migreze mai devreme decât de obicei. Singura sursă de hrană în această perioadă rămâne cea din Marea Neagră, pentru că apa salină îngheață mai greu. Sărbătorile de iarnă se apropie, iar gospodinele se pregătesc pentru curățenia din case. Persoanele care nu au mult timp la dispoziție pot apela la firmele de curățenie. Prețurile însă sunt pe măsură. Pornesc de la 200 de lei pentru o garsonieră și ajung la 1500 de lei pentru o vilă. Înainte de a începe curățenia, instructajul făcut de șeful casei este cel mai important. Fiecare le știe pe ale lui și nici măcar un obiect, cât de mic ar fi el, nu poate fi deranjat fără acordul proprietarului. Suprafețele de la dressing-uri, oglinda și cam suprafața de contact dușul meu și cam asta este tot pe camera aceasta. Și tablourile îi lăsați. Domnul Ștefan Nicolae a ales ca în acest an partea de curățenie din vilă să nu mai cadă pe umerii soției. Ea se va ocupa doar de gătit și de cadouri. Întotdeauna, pentru o curățenie generală, ai nevoie de niște specialiști. Ai nevoie de niște oameni care sunt pregătiți pentru a face curățenie și să zic că rezultatele sunt mai bune decât a face împreună curățenie. Și suprafața este destul de mare pentru două persoane. Ca niște furnicuțe, angajatele firmei de curățenie fac lună toată casa. Aspiră pardoseala și covoarele, spală și șterg tocurile de la uși, ferestre, spală geamuri, faianța din baie și din bucătărie, șterg oglinzi și curăță praful. Eu tu dai așa cu mopul, aici cât șterg eu praful. Cei care își fac abonamente la firme de curățenie au inclusă și întreținerea casei săptămânal. O cantitate impresionantă de stele căzătoare vor putea fi admirate de constanțeni chiar în această seară. 120 de stele vor cădea pe oră, iar fiecare astru se va deplasa cu 35 de kilometri pe secundă.
Și sâmbătă seara, oamenii vor putea să admire cu ochiul liber spectacolul oferit de cele 50 de stele căzătoare într-o singură secundă. Evenimentul astral se va desfășura până pe 17 decembrie. Astrele provin din constelația Gemini. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, comparativ cu alte stele căzătoare, geminidele sunt mai lente și mai luminoase. Observatorul se încheie aici. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, le așteptăm pe adresa noastră antena1.constanța@gmail.com. Le puteți găsi și pe adresa de Facebook Antena 1 Constanța. Eu sunt Corina Costache, să aveți parte de o zi frumoasă, numai bine!